O vorbă din bătrâni s-a adeverit. Cine vrea să învețe, învață oricum. Deși au stat acasă aproape un semestru din cauza pandemiei, absolvenții clasei a 8-a au obținut rezultate foarte bune la evaluarea națională. Inclusiv 9 elevi au obținut nota 10 la matematică. Surpriză în plină pandemie venită chiar de la elevii. Deși nimeni nu se aștepta, elevii severineni de clasele a 8 au obținut rezultate destul de bune la simularea examenului de evaluare națională după un an de coronavirus. Evaluarea națională s-a desfășurat în datele de 29 martie și 30 martie, limba română, pe 29 martie, din totalul de 1502 elevi, au fost prezenți la limba română 1330 de elevi și au avut note peste 5, 62,12 elevi. La matematică, din 1502 elevi, au fost prezenți 1319 elevi, au avut note peste 5, 49,73 de elevi, dar am avut și 9 note de 10, din fericire. Sperăm că la examen va fi și mai bine. Promovabilitatea la acest examen pentru liceele de top a fost de peste 96%. Chiar dacă de obicei matematica le-a dat mai mult de furcă elevilor, se pare că anul acesta 9 candidați au obținut nota 10 la această disciplină. Rezultatele îi bucură pe profesori și îi duce cu gândul că elevii vor lua note și mai bune la examenul real de evaluare națională.